Vezi dorul cu distanța, că ți-am zis că roțele alunic strașnic. E comod șava pasagerului. Da? După cază, unde e carton. Sunt bune cauciucurile pe care le ai. Băi, și straniu și pasager. Asfaltul practic e gheață, dar cauciucurile sunt tare bune. Adică eu cu mașina n-am avut atâta aderență. Și acolo tot am cauciucuri bune. Dar pare că aici sunt mai bune. Ne uite și poliția. Și eu care vreau să-mi încerc norocul azi un pic cu motocicleta asta. Dar încă nu am categoria acurat. Am terminat școala și mai am doar examenele. Și după ce să am categoria A, limita va fi doar cerul. Cine zice că acum e prea frig să te plimbi? Eu cred că e ok. În plus am acum mânuși noi de iarnă. Și efectiv mi-a ușurat viața cu foarte, foarte, foarte mult. Un pic de slalom printre mașini. Totuși suntem pe două roți, ne permitem. Destul de mult trafic pentru ora asta. Aici la începător nu se poate da pe partea dreaptă, trebuie să stai numai decât așa pe stânga. Afară un pic, un pic burează, dar nu-i problemă. Oricum ne îndreptăm către casă acum. Nu știu, eu ador cum lucrează motorul ăsta de la Anta 07. Mâine o să ies și eu cu bike-ul. O să ies cu un Ducati Permotard 959 sau 969, 969 mă tinc.